În cursul acestei zile a avut loc o întâlnire a primarilor liberali din județul Gorj și a agenților economici, în cadrul căreia președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a discutat despre fondul de tranziție justă, care a fost semnat de Comisia Europeană și se va lansa oficial mâine. A avut astăzi o întâlnire cu primarii PNL Gorj și nu numai, au fost și din zona de agenți economici. Pe ordinea de zi a întâlnirii am avut discuții legate de fondul de tranziție justă, care intră în linie dreaptă. Mâine se lansează oficial la Ministerul Fondurilor Europene, la București, acest program și am ținut să avem o discuție astăzi cu primarii noștri, urmând să avem și întâlniri și la nivelul localităților cu agenții economici din fiecare localitate, dar și întâlniri mai mari la nivel de județ. Județul Gorj are alocată cea mai mare sumă de bani, 522 de milioane de euro, fonduri care reprezintă un sprijin fără precedent pentru județul nostru. Iordache declară că este vital ca în perioada următoare să fim pregătiți pentru accesarea acestor fonduri în proiecte practice gândite pentru dezvoltarea comunității. În conferința de presă care a avut loc astăzi, Iordache a avut alături pe Iulian Popescu, prim-vicepreședintele partidului, și pe Irina Cojocaru, edilul localității Bumbești-Pițic. Ne dorim cu toții să fie absorbiți eficient acești bani și să ne aducem un aport semnificativ noi ca și organizație politică locală în acest aspect. Am înființat un departament la nivelul organizației politice a noastre, pe care îl conduce colegul meu Iulian Popescu, care a venit astăzi special pentru această discuție și să coordoneze și să informeze. Doamna primar este alături ca și reprezentant al primarilor și va spune și dumneiei opiniile pe care le are legat de acest gen de întâlniri. Suntem într-un moment propice pentru că și programul este într-o fază foarte matură. Mâine este lansarea oficială la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe de o parte. Pe de altă parte, nu toate lucrurile sunt fixate, sunt foarte multe aspecte care rămân deschise și atunci noi putem să venim cu priorități așa cum ni le dorim noi pentru județul Gorj. În linii mari, fondul de tranziție justă implică alocarea unei sume de aproximativ 2 miliarde de euro pentru 6 județe, Gorj, Dolj, Hunedoara, Prahova, Galați și Mureș, dintre care județul Gorj are alocată o sumă teoretică inițială de 522 de milioane de euro, sumă ce poate varia, evident, sperăm să se mărească în funcție și de capacitatea de absorbție a acestor bani. Vreau să vă spun că pentru mine ca și persoană, comunicarea și lucru în echipă sunt foarte importante și pentru asta tindem să obținem rezultate frumoase la nivel de Gorj. Iacă că există un timp foarte scurt de când domnul președinte Iordache coordonează activitatea la Gorj și se vede că are o legătură strânsă cu noi aleșii locali. Nu numai ținem cont de această legătură și ținem cont de faptul că ne sprijină în totalitate și ne ține la curent cu tot ce se discută la București. Și pentru asta ținem să-i mulțumim. Îi mulțumesc domnului Iulian Popescu pentru modul în care ne apreciază pe noi primari și pe noi primarii și este alături de noi în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm la nivel de localități.